Suntem pe data de 24 septembrie și am venit să schimb benzilii cu tratament la albinuță. Doar atâta fac azi și acum pentru filmare o să scot câteva rame așa să vedem care-i treaba cu strânsul. Aici avem 7 rame de albină, sper. Iată, scot aceste tratamente și voi veni cu altele noi, cu alt tratament. În mod normal, puietul e pe sfârșite, am găsit deja care nu mai au puiet deloc. Și alții care mai au de eclozat și săptămâna aceasta se cam termină cu eclozarea. Am aici o găleată, bag benzilii mai vechi, care au stat în colonie și acum vom aduce altii. Totuși eu vreau să arunc o privire în colonie, fiindcă am avut cei mai mulți păduchi, nu înseamnă că am avut cei mai mulți păduchi din ce am avut eu în ultimii ani. O infestare medie, să zic așa. Dar albina arată bine. Să vă arăt și eu cum i-am strâns și cât de benefic este strâns soare, adică înghesuiala albinei. Iată, aceasta e prima ramă, dar la iernare vor mai fi strânși cu câte o ramă, să fie și mai înghesuiți. S-au adunat în ghem albinuțele. Eu m-am mai uitat așa pe la alți apicultori, că doar fiecare apicultor se uită în grădina altuia, să facă o comparație, dacă a făcut bine, n-a făcut bine. Mie, sincer, îmi place ce am eu. Îmi place ce am eu, iată aici două straturi de albinuță, a doua ramă. Sunt foarte mulțumit de cum a funcționat această strânsoare din luna august. Am strâns foarte bine și colonia a reușit să se dezvolte, să-și facă albinuța pentru iernare, zic eu, foarte, foarte bine. Nu mai e cazul de a ține turte pe ei și nu. Care-i rost? Aici mai avem un pic de puiet la eclozat. Săptămâna aceasta se cam termină cu acest puiet de clozat. Iată și mătcuța este aici. Avem și o mătcuță de anul trecut. Dar eu sunt foarte mulțumit de cantitatea de albină care este pe rame. Foarte, foarte fain arată și sunt pregătite de iernat. Mai am eu câteva colonii care vreau să le unesc, ele sunt pe 5 rame și mai aduc un nucleu pe 3 rame lângă ele, dar asta pentru a schimba mărcilii, atunci vor deveni niște colonii foarte, foarte mari. Iată ce frumos, deci avem aici albina, avem albina, deci nu, când mă uit pe alte videoclipuri, sincer nu-mi place ce albina au pe acolo pe rame. Mie asta îmi place, așa, uite. Să stea albina de două rame pe ramă. Bun. Cam atât am de filmat, nu prea am ce să mai filmez. Eu nu mă uit așa la fiecare colonie, asta o arăt așa ca să o vedeți. Introducem aici două benzi,
și le vom trata pe aceste albinuțe. Iată ce frumos arată. Bun. Să zicem că 10% se va pierde în timpul iernării și tot va rămâne albină suficient. Deci, ce pot să spun? Sunt mulțumit. Am avut probleme cu două colonii unde a fost o infestare mai mare. Acolo am să, după ce termin tratamentele, vor fi unite. Acolo s-a întâmplat ceva, fiindcă au refuzat uleiurile esențiale. Iată penultima ramă și o să ierneze undeva în 6 rame, fiindcă pe ultima ramă nu prea mai este albină, e mai multă miere. Deci să zic că are 6 rame de albină. Dar iată, chiar dacă le-am strâns eu, ele tot s-au strâns și mai tare pe centrul cuibului și au făcut exact ce trebuiau să facă. Să se adune grămadă. Iar acum să vă arăt. Deci ați văzut, benzilii anterioare au fost puse una aici, una acolo. La următorul tratament punem benzilii de data asta mai spre centrul cuibului. Să le punem mai spre centru. Deci aici nu prea are albină, aici mai pe centru le punem de data aceasta. Deci, odată au fost puse în margine, fiindcă aveau mai mult puiet. Acum, cum scade puietul, vii cu benzilii mai spre centru, pentru a avea cât mai mult albină contact cu aceste benzi. Gata? Bun. Și următoarea bandă, tot mai spre centru, aici. În funcție de câți păduci vor cădea, voi vedea dacă mai e nevoie de încă un tratament sau nu. Fiindcă puietul e pe sfârșit, în timp de 10 zile va ecloza tot ce este. Și asta ar fi a doua aplicare. Am ținut 10 zile benzii. Mai mult din cauza vremii, încă n-am putut să umblu la ei. Mai mult a plouat și a fost răcoare. Și azi a dat un pic soarele și săptămâna viitoare se încălzește. Deci cam ultima săptămână așa mai caldă. Și acum voi pune aceste tratamente și albina se va împrăștea mai bine. Astfel, tratamentul va fi foarte bun. Această colonie va ierna așa cum este. Mai scoatem o ramă și ne vedem la anul cu ea. Bine, mai trebuie să pun cartoane și izolarea care o folosesc eu peste iarnă. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!